nu există probleme, există doar lucruri de rezolvat, în rest nu există probleme. Și îți doresc să se întâmple exact cum își dorește el, știi asta, de fapt, te ambiționează pe chestia asta, să se întâmple, mă, îmi doresc aia. Păi, na, ce vreau, fie 500 roșu, îl facem roșu, dar nu mă l-am să-l facem. Zim cum l-ai găsit. Întâmplarea a făcut, destin, nu știu, dacă te străduiești destul de mult, l-am dat, le găsești, adică nu e ca și când. Și așa cum la toate filmele lui, de până acum, mai ales că primele scurtmetraje au fost făcute independent, fără finanțare, fără nimic. Și am zis, punem mână de la mână și hai să vedem cum mie să mâncim și ne chinuim și facem și pe și toate. În filmul ăsta am două secvențe, am filmat trei. Dacă știam că una va pica, negociam înainte să filmez. Până și propus am trei, dar înțeleg foarte bine. Direcția este clară, am jucat în toate filmele lui, ne cunoaștem mai bine unul pe altul decât noi pe sine însuși. El cică a scris după mine rolul ăsta, mă rog, dar unele replici chiar le aveam în cap de cum vorbesc eu, probabil, și a fost amuzant pentru că eu am încercat să fac un rol de compoziție jucându-mă pe mine. E chiar interesant. Iar ce ține de secvența mea preferată e de departe secvența de la mare, momentul de scătușire emoționale, când stau la masă cu luna în spate și după care intră în restaurant unde vezi oamenii, zici că sunt de ceară și cu muzica aia. Filmele românești, din păcate, în ultimele perioade duc lipsă de emoție și știu ce spun. Și în filmul ăsta găsește emoții. Pe mine mă interesează foarte multe emoții. Mi-am întâlnit cu muzica. Am muncit mai mult cu scenariu. Și am muncit în scenariu și înainte, și după am fost la filmare și am văzut puțin și am ratat puțin muzica. Și am făcut câteva idei și am făcut mai multe piese de astea. Sunt aici. Am făcut 6-7, nu știu, ceva așa. Și după am văzut și am zis, nu, uita asta, nu știu, nu vreau tobe. Dic, bine, foarte bine. Și am schimbat. Și am muncit așa. Și practic a fost ideea generală făcută înainte din scenariu și cu ideea de unde trebuie să fie muzica. Și după aia, când am fost la filmare, am văzut atmosfera și chiar asta ajută foarte mult. I-am schimbat puțin și așa și cred că... În sfârșit, suntem mulțumiti cu asta.